UPL vă recomandă Zeba, primul pas în managementul apei din sol. Sol. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Toți telespectatorii noștri cunosc că seara de marți este dedicată accesării fondurilor europene. În această ediție o să facem o excepție pentru că alături de mine este invitat ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru oportunitate. Ca de fiecare dată ne revedem aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, o dată pe lună și discutăm cele mai importante subiecte din luna care tocmai se încheie. Aș vrea să începem cu stadiul producțiilor. Știu că oamenii au terminat recoltatul, cei mai mulți sunt mulțumiți, mă rog, mai sunt și situații în care lucrurile n-au funcționat așa cum trebuiau să funcționeze, dar per total, la nivel de țară, cred că lucrurile au stat bine, n-aș spune chiar foarte bine pentru că ar însemna să exagerăm, dar au stat bine. Pentru unii chiar foarte, foarte bine, dar la nivel de țară, ca și medie, cred că suntem pe un drum bun din punctul ăsta de vedere. Ăsta e primul subiect și pe măsură ce se derulează emisiunea noastră, vom aborda și alte teme, alte subiecte, dar haideți să începem cu această primă temă și apoi o să ajungem și la celelalte. Da, pentru culturile înființate în toamna anului trecut, într-adevăr putem spune că rezultatele au fost unele foarte bune. Înainte de finalizarea recoltatului, o agenție de rating, GeoGlam, prescurtarea de la Group on Earth Observation Global Agricultural Monitoring Initiative, a făcut un studiu în care doar România avea rating excepțional pentru recolta agricolă din 2021. Sigur, la câteva săptămâni după, fermierii români au reușit să confirme acest rating foarte bun. Iar eu, ca ministru agriculturii, mă bucur, deși Ministerul Agriculturii și Ministrul Agriculturii nu are niciun merit pentru acest rating bun sau pentru producțiile foarte bune înregistrate de fermieri anul acesta, la fel cum n-a avut nicio vină anul trecut, când a fost o secetă cumplită și producțiile au fost diminuate drastic. Sigur că sunt trei, și noi am și dat publicității, sunt trei culturi vedete, să zic așa, în care s-au obținut producții record, atât ca producții totale, dar și ca producția medie la hectar, și aici mă refer la grâu și la urs, dar și la rapiță, unde s-a obținut o productivitate foarte mare. La ora aceasta putem spune că avem peste 11,4 milioane tone la grâu, da, comparativ, sigur, cu anul trecut, când a scăzut undeva la 5,4-5,6 milioane de tone. Practic dublă ca și producție față de anul trecut. Nu mult, sau cu ceva peste ani în care la fel am avut un regim al precipitațiilor foarte bun. Domnul ministru, vreau să leg următoarea mea întrebare de producția asta de grâu, pentru că au apărut pe piață diferite dezbateri, diferite opinii. Se scumpește sau nu se scumpește pâinea în România? Prețul pâinii se scumpește? Dacă avem producțiile astea așa bune? Nu știu dacă se scumpește, dar eu vă spun cum se face prețul grâului, sau cum se stabilește prețul grâului panificabil și, sigur, prețul pâinii. În primul rând vreau să spun că producțiile de anul acesta obținute de fermieri demonstrează trei lucruri. Unu, că, și cel mai important după mine, că este nevoie urgentă de o strategie finanțată consistent de gestionare apei. Și avem 2 ani în care lucrurile s-au petrecut diametral opus. Anul trecut, când am avut apă, când fermierii n-au avut apă și producțiile au fost înjumătățite, și anul ăsta, când regimul pluviometric, cel puțin pentru culturile din toamnă, a fost unul foarte bun. Apoi, că România are un potențial agricol imens și că trebuie exploatat acest potențial agricol, și trei, că fermierii români contribuie substanțial, eu aș spune chiar determinant, la securitatea alimentară a țării. Astea sunt cele trei lucruri pe care eu le-am desprins din ceea ce s-a întâmplat anul acesta și pe care
le spun în așa fel încât să audă cât mai mulți dintre decidenți. Și acum să mă întorc la prețul grâului. Pentru că anul trecut, în aceeași perioadă, da, se discuta dacă va crește sau nu prețul grâului panificabil sau prețul pâinii, pentru că anul trecut, într-adevăr, producția internă a fost grav diminuată. Anul trecut, din fericire, să zic așa, deși noi am avut producții mult diminuate, la nivel global, producțiile au fost record, pentru că atât în Rusia, cât și în Ucraina, cât și în câmpiile centrale și de vest ale Statelor Unite și în America de Sud, unde se cultivă aceste cereale, producțiile au fost atât de mari încât producția globală nu a permis ca prețul grâului să crească foarte mult. Deși noi, ca producție internă, am avut pierderi. Și au pierdut, în primul rând, și numai fermierii români. Am avut pierderi, iertați-mă, dar suficient grâu pentru consum propriu în România a fost. Sigur. Noi consumăm, am mai spus-o și cu alte ocazii, grâu panificabil, maxim 2,2 milioane tone. Grâu panificabil. Restul, până pe la 4 milioane tone, 4 milioane jumate, mai consumăm 550.000 și, foarte important acest lucru, 550.000 de tone grâu semințe, cam 400.000 de tone grâu furajer, care are o calitate puțin mai slabă, și sigur și grâul pentru industria alcoolului, undeva la 400.000 de tone. Restul, în fiecare an, s-a exportat. Anul acesta, deși ne-am avut o producție record, la nivel mondial, cifrele pe care le citesc, da, eu și toate analizele ne spun că sunt cu 15,5 milioane tone mai puțin decât în anii normali, pentru că a fost secetă în, cum vă spuneam, în zona Americii, și America de Sud și America de Nord, câmpiile centrale și vestice, a fost o secetă și în Ucraina și în Rusia, și mai mult, China a contractat și a cumpărat cu 41 de milioane tone mai mult grâu de pe piață decât în anul trecut. Explicația, sigur, deocamdată sunt speculații, celor care fac aceste analize, ar fi că încearcă să schimbe în rațiile furajere porumbul cu grâu, și de aceea creșterea aceasta bruscă a cererii pentru China. Asta face ca prețul grâului să fie în continuare ridicat. Sigur, eu ca ministrul agriculturii mă bucur că anul acesta fermierii români au și producții bune și prețuri bune. Astfel ei recuperându-și o parte din pierderile pe care le-au înregistrat anul trecut. Nu, v-am întrebat lucrul ăsta pentru că am văzut că pâinea se scupește în Europa, în țări vecine cu noi, și poate fi un efect care se poate repercuta și asupra României. Acum la prețul pâinii, contribuie și prețul grâului panificabil, dar și prețul crescut al energiei și prețul crescut al forței de muncă, pentru că sunt și alte costuri, cel puțin 30-35%. Din ce spun cei care lucrează în domeniu, sunt alte costuri în afară de prețul grâului ca atare. Dar nu putem estima cu cât va crește și cum va crește. Oricum, am spus și cu alte ocazii, nu la Ministerul Agriculturii se stabilește prețul la grâu sau prețul la pâine. Noi încercăm prin minister și uneori reușim să facem strategii împreună cu fermierii, cu mediul asociativ, și să facem acele scheme sau măsuri de sprijin, fie din bani europeni, fie din bani din bugetul național, atunci când avem sume suficiente, pe care să sprijinim anumite sectoare din agricultură care se află în dificultate sau care li se poate crea o anumită oportunitate. Dar mai încolo există o piață liberă, există o bursă a cerealelor, și lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Sigur, poate să fie doar o speculație acum, o speculație pe piață. Vom vedea ce se va întâmpla în lunile următoare. Eu nu aș alarma. Da, bun. Căutam acum, în timp ce dumneavoastră veneați cu aceste completări, o declarație a președintelui Rompan, domnul Aurel Popescu, care spune așa: prețul pâinii va crește semnificativ până în iarnă. Industria de morării și panificație solicită sprijin pe fondul creșterii nemai întâlnite a prețului la energia electrică. Apropo de ce vorbeam noi de componentele care dictează creșterea prețului.
Sigur, eu nu mă permit să comentez. Probabil au niște analize, au niște situații, știu exact situația din sector, dar în aproape fiecare an au fost semnale de genul acesta, care de multe ori nu s-au confirmat și sper că nici anul acesta să nu se confirme. Dacă într-adevăr va crește spectaculos prețul pâinii, cererea sectorului către un sprijin guvernamental este una realistă. Dar vom vedea cum vor evolua lucrurile în lunile care urmează. Deocamdată știm că avem niște producții foarte bune și, repet, prețul puțin mai crescut sau prețul bun pe care îl au acum fermierii, pe mine mă bucură, pentru că ei trebuie să câștige. Fermierii aceștia, dacă ar fi prins 2 ani consecutivi, ca și anul trecut, mulți dintre ei erau falimentari. Ori noi avem nevoie de fermieri sustenabili care și anul viitor să producă grâu. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și o să revenim cu ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct, domnule ministru. Vorbeam noi de producțiile bune pe care le-au obținut fermierii și am apreciat declarația dumneavoastră prin care spuneați că Ministerul Agriculturii nu are niciun fel de merit în producțiile astea, cum nici anul trecut n-a avut nicio vină că au fost producții mai puțin bune. Bun, haideți să discutăm acum și despre ajutoarele astea pe care Ministerul Agriculturii le oferă fermierilor, indiferent că vorbim de cei din legumicultură, din zootehnie, pentru că au fost multe discuții și în direcția asta. Am văzut cei din sectorul horticol au susținut și ieri o conferință de presă. Mai mult decât atât, au avut un protest undeva la jumătatea lunii august și și-au arătat nemulțumirea vis-a-vis de schemele astea de sprijin pentru ei. Ce le spuneți legumicultorilor? Pentru că se pare că acolo situația nu e deloc confortabilă. Noi am avut și astăzi o întâlnire cu legumicultori și cu institutele de cercetare din subordinea ASAS-ului, să vedem care este, în primul rând, stadiul acelor proiecte de cercetare pe care Ministerul le finanțează și cât anume ele se pliază pe nevoile fermierilor, pe nevoile legumicultorilor. Unde am discutat, pe lângă aceste aspecte legate de genetică, de tehnologie și problemele specifice, am modalității prin care guvernul sprijină și acest sector din agricultură, și anume legumicultura. Și sigur, uitându-ne pe balanța comercială, pentru că noi, ca să gândim la nivel de minister politici sectoriale și ca să fim cât mai obiectivi, cât mai echidistanți, trebuie să ne uităm pe mai mulți parametri. Unul era și balanța comercială, în care încercam să finanțăm în următoarea perioadă, pentru că vreau să fac o paranteză. Cei care se uită la noi, majoritatea fermierilor știu că în următorii 2 ani o să avem o perioadă de tranziție până când se va implementa efectiv noul program național strategic care va demara în 2023. Și pentru perioada de tranziție avem 3,2 miliarde euro bani pentru investiții. Asta înseamnă că din măsurile vechi să folosim acești bani noi, dar sigur măsurile vechi le-am putut oarecum adapta la nevoile și la prioritățile care le-am identificat la elaborarea programului național strategic, care nu va fi esențial diferit din 2023 față de perioada de tranziție pentru pilonul 2. Va fi diferit esențial pentru pilonul 1, unde pentru prima dată 25% din plățile directe vor fi condiționate de ecoscheme. În rest, practic, ce am gândit împreună cu fermierii în comitetul de monitorizare, măsurile acestea de tranziție, multe dintre ele și majoritatea, se vor regăsi și din 2023, pentru că astea sunt prioritățile. Și pentru legumicultură, pentru prima dată,
La acest, în acest program de măsuri am pus sume distincte. În fosta măsură 4.1 și actuala măsură 4.1 am făcut 8 pachete, astfel încât să nu se suprapună diferite domenii din agricultură sau diferite zone și în eventualitatea că un domeniu sau o anumită zonă ar putea obține puncte mai ușor sau puncte mai multe, să acceseze majoritatea sumelor. Pentru că discutăm aici pe măsura 4.1 de 760 de milioane, fără cei 123 de milioane pentru sectorul pomicol. Și atunci aceste 760 de milioane am încercat să le ducem în zona de depozitare și procesare la fermier. Să le legăm neapărat de fermier. Lăsând pentru măsura 4.2, unde pot veni și alții alături de fermieri, deși și cei care nu sunt neapărat producători de materie primă, pot veni și alții să acceseze această măsură pentru depozitare și procesare. Și pentru legumicultura am pus 100 de milioane pentru sere și solarii, în așa fel încât în acele sere și solarii să cultive legumicultorii ceea ce le cere piața, și separat 50 de milioane pentru condiționare, procesare și marketing. Pentru 2 ani, eu zic că sumele sunt suficient de bune. Punând în această măsură de investiții în fermă, aproape 1 miliard din cele 3 miliarde pentru perioada de tranziție. Deci pentru prima dată avem un pachet în măsura 4.1 doar pentru legumicultură. Nu știu dacă doritorii care, dintre legumicultori care doresc să-și construiască sere și solarii sau cei care doresc să facă condiționare și procesare, vor fi pe deplin mulțumiți. Noi am încercat să facem acest pachet cât mai ușor accesibil și i-am destinat o sumă distinctă, astfel încât doar ei să se găsească pe această plajă de 150 de milioane. Separat vom continua sprijinul cuplat voluntar, respectiv în cazul legumicultorilor, sprijinul cuplat vegetal. Așa cum arată el, pentru legumele în spații protejate, în jur de 4.800 de euro pe hectar, pentru toate tipurile de legume, tomate, castraveți, vinete, ardei și varze. Deci, apoi, avem sprijin cuplat în sectorul legumicol și pentru legume în câmp. Pentru castraveți în câmp, pentru procesare, 3.391, respectiv pentru tomate, 2.013 euro. În paralel, fostul program Tomata, tot la cererea majorității legumicultorilor, l-am transformat în program legume în spații protejate. Până acum s-au înscris 4.514 beneficiari. Nu, mă scuzați. 14.271 de beneficiari. Sigur că aici se regăsesc fermieri legumicultori din zonele legumicole consacrate. Și așa era normal. Dacă ne uităm aici, aproape o treime, 4.500 sunt din județul Olt. 3.100 sunt din județul Galați. Doljiu are 1.400, Giurgiu 1.000, Buzău 660. Deci, și la cât se va ajunge ca și sprijin? La 2000. La 2000 de euro. 2000 de euro? La 2000 de euro. La fel, programul de susținere a producției de usturoi. Sunt 1016 beneficiari care s-au înscris. La fel, tot județele care au tradiție în legumicultură. Buzău pe primul loc 146, Oltu 140, Telorman 107, Botoșani 106, Giurgiu 50. Aici am dat doar primele, să zic așa, primele județe, primele 5, top 5 județe, ca să zic așa. Dar, în general, zonele legumicole consacrate, care fac legumicultură în mod tradițional și în câmp, iată că și în seră, sunt beneficiare a acestor forme de sprijin. Și sprijin cuplat, și fostul program Tomata, care acum mai spune program legume în spații protejate, dar și măsuri concrete pentru a construi sere solari, depozite și procesare. În următorii 2 ani, 150 de milioane. Astea sunt... Sigur că noi am încercat aici să avantajăm, în primul rând, fermierii mici și, în primul rând, cooperativele. Pentru că avem în această perioadă observații din partea fermierilor mari
care se încadrează foarte... Ei sunt eligibili, dar au puncte mult mai mici decât fermierii mici. Pentru că au un anumit număr de SO-uri, standard output, o dimensiune economică mare, care dezavantajează. Deci și acest program este în primul rând destinat fermierilor mici sau medii. Doar că, ca să accesezi, sunt convins, ca să accesezi o sumă, o măsură, ca să faci un depozit sau să faci o facilitate de procesare, dacă ești foarte mic, singur nu poți. Tocmai de aceea, atât cooperativele aici sunt iarăși avantajează, pentru că primesc o intensitate de sprijin mult mai mare decât, care poate să ajungă la 90%, decât dacă aplică un singur fermier. Deci încercăm să sprijinim și să orientăm fermierii mici să intre în aceste cooperative, această asociere economică, singura viabilă și altă formă în jurul nostru, în Europa, nu există ca fermierul mic să aibă cât de cât o putere de negociere mare și să rămână, să fie sustenabilă activitatea lui și să orientăm suficienți bani și către fermierii mici în aceste cooperative, să aibă și posibilitatea să-și construiască depozite și procesare. Pentru că am dorit ca prețurile să nu fie dictate iarăși de cel care are facilități de depozitare sau procesare. Știm cu toții că cei care au silozuri sau depozite întotdeauna pun presiune pe producătorul primar. Și de aceea, în măsura 4.1, am spus depozitarea și procesarea să o facă doar cel care produce produsul primar. Doar pe 4.2 pot să intre și alți actori. Asta este ceea ce poate să facă conform legislației și în funcție de sumele care sunt alocate, poate să facă Ministerul Agriculturii. Să încurajăm facilitățile de depozitare și procesare și să încurajăm cooperativele. În așa fel încât și cei mici să poată să reziste pe piață. Să aibă o producție pe baza unor contracte, o producție sustenabilă, să știe exact atunci când se apucă de treabă că vânzarea și desfacerea este asigurată, dar acest lucru se poate întâmpla doar dacă există o anumită cantitate, o anumită calitate, o anumită ritmicitate, în așa fel încât să se poată semna contracte și cu comercianți mai mari. Sigur, în paralel, acele piețe destinate doar producătorilor mici, aici este rolul UAT-urilor să vegheze că în piețele agroalimentare au acces în primul rând doar producătorii și nu alții, apoi piețe volante pentru cei care sunt foarte mici și care în marile orașe, acolo unde doresc edilii, se organizează sâmbăta și duminica și într-adevăr acolo trebuie să ajungă doar cei care sunt foarte, foarte mici și nu-și permit nici măcar să închirieze pe un termen foarte lung o masă într-o piață agroalimentară. Deci piețele volante sunt destinate în primul rând celor foarte mici. Deci practic pentru fiecare în parte trebuie să fie măsuri dedicate atât de la nivel guvernamental, dar și de la nivel local. Bun, haideți să mai discutăm și despre alte subiecte, pentru că lumea e nerăbdătoare, primesc fel și fel de întrebări, mesaje de la telespectatorii noștri, de la cei din zootehnie, de la cei din apicultură. O să abordăm temele acestea pe care telespectatorii le-au supus atenției dumneavoastră. După câteva minute de publicitate, o să luăm o scurtă pauză comercială și apoi o să revenim în direct cu ministrul Agriculturii, domnul Adrian Ors. Agri, inteligență și inovație în agribusiness, vă invită să urmăriți Agricultura la raport.